mai suport, frate, nu mai suport. Gata, Andreea. Hei, salut, eu sunt Andreea și acesta, deci e un vlog, ar fi trebuit să fie un vlog obișnuit, dar nu. Deci am vrut să încep un vlog mișto, dar nu. Am vrut să vă povestesc despre primul meu sărut, dar n-a fost să fie pentru că nu mă pot opri din plâns. Mamă, ce bapă asta? Frate, deci nu îmi mai simt ochii. Am impresia că o să rămân oarbă după ce îmi scot lentilele. Vorbesc serios, o să rămân oarbă după ce... O să rămân oarbă după ce îmi scot lentilele, clar. Deci, înainte să vă povestesc despre primul meu sărut, pentru că știți că v-am zis că eu n-am avut niciodată primul sărut, gata. Azi a fost ziua cea mare. Și am avut primul sărut, ce să vă povestesc tot, așa că stați până la finalul clipului. Și băieții și fetele, că o să fie mișto, să vă povestesc totul, așa că rămâneți, o să vă zic cine am avut și primul sărut, pentru că... În fine, da, sper că acea persoană cu care m-am primul sărut să nu se uite, dar cred că o să se uite, deci asta e. Așa, înainte să vă povestesc, hai să-mi scot lentilele. Mă duc să-mi iau containerul pentru lentile ca să pun lentilele la loc și să le ard. Pentru că nu le mai pun niciodată, frate, îmi vine să mor, vorbesc serios, adică uitați-vă ce ochi roșii am. Mă duc să iau containerul. Deci eu țin containerul în frigider. Da, uitați, aici, am aici un container, am aici unul albastru, sincer nu știu care e liber, dar o să le iau pe ambele. Mama, dar tu ce mâncare faci, apropo, că nu te-am... Oh, mai s-a aburit camera, dar arată foarte mișto, arată mișto, în fine. Stai să vă șterg un pic, așa, mama face mâncare. Mama, ce mâncare faci? În fine, faci ceva, faci ceva gustos. Păi asta vreau să fac, că nu mai văd, deci eu nu te văd efectiv. Deci eu nu văd efectiv cu lentilele astea, nu le mai pun niciodată. Așa, deci acum o să... Hai că-mi curc și mucii. Așa, în sfârșit ne scoatem lentilele și după vă povestesc despre primul meu sărut, pentru că da, în fine, o să vă povestesc așa, rămâneți până la final. Iertați-mă că în fiecare vlog trebuie să se întâmple ceva nasol și că vorbesc eu prea mult. Cineva mi-a zis, de fapt nu cineva, toată lumea îmi zice că Andreea taci odată din gura aia și vorbește despre titlul vlogului, despre primul sărut sau despre ce. Dar nu, eu trebuie să vorbesc încă 10 ore înainte pentru că efectiv mi se întâmplă mereu ceva. Așa, cum vă arăt cum scot eu lentilele, este un proces foarte, foarte ușor. Doar că dureros, pentru că eu nu pot să mi le scot și plus la asta am și unghii acum un pic lungi, e destul de greu să mi le scot, dar o să încerc din răsputeri să mi le scot. Am acest container, o să bag aici lentilele și acest container cu lentile albastre. Deci eu vreau foarte mult să mi le pun, am chitat să mi le pun, dar n-am putut, uitați, vedeți? Lentila albastră, dar n-am putut pentru că era lipită, nu știu ce. N-am putut. Doamne, eu nu mai văd, efectiv. Gata, fără multă vorbă. Dar cum o... Ok, țineți-mă minte așa, cu doi ochi. Pentru că probabil, peste câteva secunde, nu o să mai am un ochi. Începem. Au! Ok, eu o să încerc. Știți că, de exemplu, lentilele scot așa cu două degete? Dar eu nu pot. Frate, ok, revin după ce mi-o scot. Fratilor, ghiciți ce? Nu pot să-mi scot asta de pe ochi. Deci eu nu mai suport. Vă rog, veniți cineva la mine și scoateți-mi lentilele astea imense din ochi. Deci uitați-vă, efectiv nu ies din ochi. Hai. Yeah! Yes, hai, repede, hai, ieși și tu. Oh my god, în sfârșit, ochișorul meu verde, drăguțul, uitați-vă ce ochișor am eu mici, verzi, și uitați-vă ăsta, zici că sunt obosedată, în fine. Hai să-i scoatem și am rugat-o pe mama să-mi scoată lentil, că eu nu mai pot. Stai. A răcit. Să nu scoți ochii, verzi. Nu, stai, fără grijă. Stai, uite la mine. Nu, dar așa trebuie.
porci. Da, pe da, vreau, dar nu încolo, încolo. Încolo așa? Că s-a dat într-o parte. N-a ieșit cova. Și ce râzi? Deci se chiar râde de mine. Mamă, zici că sunt în filmul horror. Mamă, ce ochi am. Deci uitați-vă ce ochi am. Uitați-vă ce ochi am. Așa, mi-am scos lentilele. Bun venit, Andreea cea veche. Singura problemă e că vă văd cu doar acest ochi. Acest ochi nu este pornit, nu e în funcțiune. Vorbe serios, nu e în funcțiune. Funcțiune, nu vă văd. Adică uitați-vă, da. Frate, eu nu o să rămân chioară de la... Deci eu cu ochiul ăsta vă văd și cu ăsta nu vă... Auzi, mami, eu când pune că așa nu te văd, te văd în ceață cu un ochi, deși... Mama a zis că o să-mi treacă peste ceva ore, dar eu vorbesc serios, că eu cu ochiul ăsta văd tot în ceață. În fine, haideți să începem story time-ul cu primul meu sărut, pentru că am zis că o să vă povestesc. Așa. Totul a început azi. Eram în camera mea și am văzut pe For You un TikTok. Și m-a inspirat foarte mult, așa că am decis să mă pregătesc, m-am machiat, m-am aranjat, m-am dat cu creion, m-am dat cu acest creion roșu și m-am dat un pic și la mână. Și brusc s-a întâmplat asta. Primul meu sărut, exact. Am filmat atunci când am avut primul meu sărut. Sunteți gata? Nu sunteți gata, dar uitați aici. 1, 2, pam! Da! Da, ăsta a fost primul meu sărut. Doar de atât sunt bună, vorbesc serios. Încă n-am avut primul sărut, dar... Mă mulțumesc cu atât, mă mulțumesc cu... În fine, am făcut un TikTok super mișto și majoritatea spuneau că, oh my god, la început am crezut că chiar sunt buzele cuiva, dar nu, sunt tot eu. Primul sărut l-am avut tot cu mine, măcar bine că nu cu asfaltul, dar cred că l-am avut și cu asfaltul când aveam 10 ani și am căzut de pe trotinetă, dar asta e altă poveste, alt story time. Da, nu vă văd cu jumătate de ochi, dar, frate, deci eu vorbesc serios, dacă închid ochiul ăsta... Văd totul în ceață, ca și cum aș avea o peliculă pe ochi, dar o să se rezolve, sper eu. Și cam așa, ăsta a fost primul meu sărut, a fost ceva magic și da, a fost minunat, ce pot să spun. În fine, v-am făcut o farsă. Scrieți în comentarii dacă ați crezut la începutul vlogului că chiar am avut primul sărut sau chestii de genul. Scrieți-mi în comentarii dacă m-ați crezut sau cu cine ați crezut că am avut primul sărut. Chiar sunt curioasă să văd comentariile voastre, să văd dacă m-ați crezut sau să văd dacă v-ați gândit cam cu cine aș fi putut eu să am primul sărut, dacă nu tot cu mine. În fine, eu mă bucur tare mult că în sfârșit mi-am scos lentilele, pentru că e insuportabil. Nu știu de ce nu suport eu lentilele, dar cel mai posibil acestea negre, de fapt toate lentilele care le am, sunt deja expirate, pentru că nu le-am pus în apă curată mereu, în apă din aia specială, abia acum le-am pus, s-au uscat, sau... În fine, și cred că de asta, dar da, cred că nu o să mai pun lentile prea curând, doar dacă o să-mi cumpăr unele noi, ceea ce probabil o să fac, chiar o să intru azi pe pagina de Instagram unde comand eu lentile. Dacă vreți voi lentile, puteți să mă urmăriți pe Insta, să-mi dați mesaj și o să vă trimit și vouă pagina de unde le-am. Și da, mă gândesc să-mi comand ceva lentile roz, din astea ceva colorate, nu știu, o să mă mai gândesc. Și de primul sărut îmi pare super, super rău dacă v-am dezamăgit, dar asta e, adică primul meu sărut totuși, deci e primul, deci nu contează cu cine, nu contează că e cu degetele mele, dar tot aia e, așa. Dar da, credeți-mă, dacă o să am eu primul sărut, cu siguranță nu o să fac un vlog despre asta, pentru că ar fi foarte ciudat, dar
ar fi foarte ciudat, deci nu, chiar dacă eu sunt obișnuită să fac vlog efectiv mereu, nu. Mi-am făcut astăzi părul singură, uitați-vă, deci eu mi l-am făcut așa buclat. Mi-a ieșit, eu zic că mi-a ieșit, așa că scrieți în comentarii, vă place mai mult cum stă cu părul buclat sau cu părul drept, chiar o să citesc. Foarte mulți în comentarii, mama, deci mă dore ochi, foarte mulți în comentarii la TikTok-uri mă întreabă, Andreea, ți-ai pus extensii, Andreea, ai extensii? Da, doar că am această coadă care este extensie, este o coadă din păr natural pe care o ador, pe care poți să o îndrept, să faci bucle, să-i faci orice vrei tu și să o speli. Părul încă nu l-am spălat, ce ciudat sună, părul încă nu l-am spălat. Coada aia încă n-am spălat-o, dar... În fine, coada încă n-am spălat-o, dar urmează să fac. Deci, da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest vlog cu primul meu sărut. Eu o să închid aici vlogul pentru că mă dor ochii de mor. Așa că, da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Eu mă duc să mă demachez, să scot toate astea și să mă duc să plec în camera mea pentru că mă dor ochii și nu văd cu un ochi. Sau tot ce o să fac eu este asta. O să-mi pun ochelari și o să pretind că sunt ok, chiar dacă nu văd cu un ochi. Așa că, da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share ca să vă aduc și prietenii voștri. Iar cu voi a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Bustanica. Vă pup! Pa, pa!